Carmen de la Sălcioa, criticată dur de fani, după o poză postată pe o rețea socială, stai jos, 4. Replica artistei nu s-a lăsat așteptată. Carmen de la Sălcioa a fost în weekend la munte, unde s-a relaxat alături de familie. Aflată într-un decor de poveste, artista s-a fotografiat, iar imaginea a fost postată pe o rețea socială. Poza a stârnit însă numeroase reacții la un comentariu mai răutăcios, cântăreața chiar a răspuns. Aflată la Poiana Brașov, Carmen de la Sălcioa s-a fotografiat din cap până în picioare, iar ținuta pentru care a optat a ieșit în evidență. Nu toți fanii ei au fost, însă, încântați de vestimentația pe care a ales-o artista. Unul dintre aceștia a criticat-o că, deși aflată la munte, a ales să îmbrace o pereche de blugi și o geacă de piele. Știi să te îmbraci de munte, nu gluma stai jos, patru, a fost comentariul lăsat de un fan. Carmen de la Sălcioa nu a rămas indiferentă și a oferit imediat replica, mai întâlnit cumva pe pârtie. Nu te-ai gândit că poate doar vreau să servesc o masă cu familia mea la Poiana Brașov. În prezent, Carmen de la Sălcioa are o relație cu Marian Corcheș care, în urmă cu două săptămâni, a divorțat de soție. Artista a fost alături de iubitul ei la tribunal, dar nu a intrat în sală, preferând să așteptă în mașină până când procesul s-a încheiat. Da. Am fost la proces, însă nu în sala de judecată. L-am așteptat afară în mașină și nu am râs în nas nimănui. Pentru că nu am purtat o competiție cu cineva ca să-i râd în față. Nu port schimburi de orgolii cu nimeni îmi văd de viață și după cum văd se mai ocupă și alții să mi-o comenteze. Dar dacă tot comentați, măcar furnizați informații reale, nu mai stați să înjurați și să puneți etichete din lipsa de ocupație. În fine, aș putea scrie romane, dar degeaba, a spus Carmen de la Sălcioa, pe Instagram.